Nu mor caii când vor câinii. Sunt cuvintele lui Cătălin Cherecheș, primarul orașului Baia Mare, care a fost ridicat astăzi de procurorii DNA în urma unui flagrant pentru luare de mită. Edilul a fost dus la audieri. Procurorii DNA au intrat în biroul primarului Cătălin Cherecheș în încercarea de a finaliza un flagrant. În biroul edilului se aflau mai mulți oameni de afaceri care ulterior au fost rugați să iasă afară. După aproximativ o oră, Cherecheș a părăsit clădirea însoțit de procurorii DNA. Potrivit unor surse din anchetă, edilul trebuia să răspundă unor întrebări referitoare la aducerea și instalarea unei nocturne pe stadionul Viorel Mateanu, la meciul de Cupa României din 2015, dintre FCM Baia Mare și Steaua. Cherecheș nu a dorit să comenteze acțiunea, dar a postat mai târziu un mesaj pe contul său de Facebook. Celor care și-ar dori să mă vadă în genunchi și ar face orice pentru asta, am să le spun doar atât. Nu mor caii când vor câinii. Am făcut bine ca să primesc rău. M-am trezit cu DNA la ușă. Îi asigur pe băimăreni și pe toți cei care mă cunosc sau au auzit măcar cine este Cătălin Cherecheș, că sunt un om corect. Poate am o singură vină, totuși. Sunt prost de bun uneori și ajut și pe cine nu ar trebui. A scris primarul Cherecheș pe pagina sa de Facebook. Anul trecut, tot DNA Cluj l-a pus sub urmărire penală pe edil pentru abuz în serviciu, complicitate la fals, complicitate la evaziune fiscală, toate în formă continuată. Perchezițiile au avut loc atunci la primărie și de la sediul HCM Baia Mare, în dosar fiind cercetați și contabilul clubului de handbal și directorul echipei Minaur.